George Călinescu, născut la 19 iunie 1899 la București, a fost critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile. Se naște la București ca Gheorghe Vișan, fiul Mariei Vișan. Copilul e crescut de impiegatul CFR Constantin Călinescu și de soția sa Maria, în casă cărora mama băiatului lucra ca menajeră. A fost profesor universitar la Facultatea de Litere din Iași și la Facultatea de Litere și Filozofie din București în două etape. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Monumentala sa lucrare reprezintă și astăzi noțiunile fundamentale ale oricărui studiu al istoriei literaturii române. A publicat monografii în volume separate consacrate lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Nicolae Filimon, Grigore Alexandrescu, biografii romanțate, numeroase alte studii, eseuri, a ținut numeroase conferințe academice sau radiofonice, a scris mii de cronici literare în zeci de reviste din perioada antebelică, interbelică și după aceea, până în anul morții în 1965. Printre romanele sale se numără Cartea Nunții, Enigma Otiliei, Bietul Ioanide. La 12 martie 1965, la Otopeni, la adăpostul nopții, pleacă în lumea umbrelor, lăsând o operă fundamentală pentru cultura poporului român, potrivit epitafului literar semnat de Geo Bogza.